Doi membri ai echipajului unui avion bombardier rus Tupolev Tu-22M au murit, iar alți doi au primit îngrijiri la fața locului după ce aeronava în care se aflau s-au prăbușit în apropiere de regiunea Murmansk ca urmare a unei aterizări ratate și a unor condiții meteo nefavorabile. Cei patru efectuau un zbor de antrenament. Momentul prăbușirii a fost surprins de către un martor ocular. Tupolev Tu-22M este un bombardier strategic de concepție sovietică și care a fost utilizat în mai multe rânduri pentru a efectua lovituri aeriene în Siria. Aviația rusă traversează o serie neagră după ce două avioane de vânătoare Su-34 au intrat în coliziune săptămâna trecută în cursul unor manevre în extremul orient rus deasupra mării Japoniei, provocând moartea a doi piloți și rănirea unui al treilea, în timp ce un al patrulea este în continuare dat dispărut.